17 pacienți au fost infectați cu acinetobacter de la începutul acestui an, iar 13 au murit, a recunoscut Beatrice Machler, managerul Institutului Marius Nasta. Asta după ce inițial evitase să precizeze dacă au mai fost decese din cauza bacteriilor. Referitor la acinetobacter, din numărul total de pacienți internați în Institutul Marius Nasta, 17 au avut infecție asociată cu acinetobacter, din care 4 s-au externat, iar 13 au decedat. Așa cum am menționat, 14 cazuri au fost raportate la DSP cu infecții asociate multiple, deoarece 3 cazuri de infecții cu acinetobacter au fost diagnosticate post-mortem, după ce rezultatul de la laborator a venit după ce decesul s-a produs. Totul a ieșit la iveală în urma anchetei demarate de Direcția de Sănătate Publică București. Singurul lucru comunicat au fost cele 5 decese din cauza cărora a fost declarat focar de infecții. Și în acest moment, blocul operator și terapia intensivă rămân închise pentru igienizare. Anul acesta, DSP a făcut 3 controle, în urma cărora au fost sancționate 16 persoane. Au fost amendate asistentele șefe care nu distribuiau materialele sanitare cu amenzi în valoare totală de 12.500 de lei. Sancțiuni au fost date și pentru nerespectarea procedurilor și protocoalelor de igienă.